V-am mai arătat cât de hrănitoare sunt cojile de banane pentru plante. Ei bine, nu sunt singurele care fac minuni în grădină. Banalele coji de cartofi obișnuiți sau de cei dulci conțin cantități mari de potasiu, unul dintre cei trei macronutrienți esențiali pentru plante. Trebuie să le folosim însă corect, altfel efectul va fi contrar. Cum pregătim îngrășămintele din coji de cartofi ne arată în minutele care urmează Oana Matei. Bun găsit, sunt Oana Matei și vă arăt astăzi la rubrica despre îngrijirea plantelor cum facem un super fertilizant pentru plantele noastre din coji de cartofi. Atenție, da, din cojile de cartofi pe care le aruncăm și cartofii obișnuiți pe care îi mâncăm și cartofii dulci. Trebuie întâi să curățăm cartofii de coajă. Aici, în coaja cartofilor, există foarte mult fosfor și potasiu, mai ales potasiu. Azot nu. Am pus apă caldă într-un vas în care vom pune cojile de cartofi. Și așa vor rămâne ele până mâine. Cam o zi trebuie să stea, după care aruncăm cojile și folosim această apă în care au trecut substanțele hrănitoare. La fel procedez și cu cartofii dulci. Și coaja lor o punem tot aici. Potasiul este, vă spuneam, un element fundamental. Este implicat în fotosinteză. În fotosinteză, în urma căreia rezultă zaharurile și energia de care, cu care planta se hrănește. Este implicat în sinteza amidonului, în sinteza vitaminelor. Această apă o folosim odată la două săptămâni. E un litru, doi de apă, cam patru cartofi. Al doilea mod în care putem să folosim coaja de cartofi este așa. O lăsăm la uscat, lăsăm la uscat cojile, fie le lăsăm la aer să se usuce, fie putem să le băgăm în cuptor. Este mai rapid, în 3 ore se usucă la 100 de grade. Ei, și cu aceste coji, fie le punem ca atare uscate în grădină, fie facem pulbere din ele, pulbere pe care o presărăm în jurul plantelor. Nu folosim niciodată, dar niciodată, coaja de cartofi în formă crudă. Putem să o folosim, dacă vreți așa, în starea ei naturală, să o punem la compost. Sunt Oana Matei, nu uitați, până data viitoare vă aștept pe site www.îngrijiraflorilor.ro cu multe materiale din lumea plantelor. Atât pentru astăzi, dacă v-a plăcut emisiunea, spuneți-le și prietenilor de ea, iar dacă aveți idei, întrebări sau sugestii, le puteți lăsa pe pagina de Facebook a emisiunii. Vă aștept în fiecare zi și pe blogul meu, elacrăciun.ro sau pe Instagram, iar mai multe informații despre subiectele abordate găsiți și pe site-ul antena3.ro în secțiunea dedicată emisiunii. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte numai de bine!